prioritățile de moment care le avem în cadrul procesului de reglementare e necesitatea de a trece gradual la elaborarea unui statut juridic special a regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova. Cu părere de rău, constatăm că reprezentanții Tiraspolului refuză la moment să discute careva aspecte de statut, ca fiind parte integrantă a Republicii Moldova, respectiv atenția este distorsionată sau concentrată pe aspecte mărunte, social, economice sau de alt gen. Dacă să vorbim despre aceste aspecte mărunte, noi ne concentrăm în primul rând pe subiectul ce ține de pământurile din raionul Dubăsari, accesul, asigurarea accesului la pământuri pentru proprietari. Subiectul școlilor cu predare în grafie latină situate în regiunea transnistreană, asigurarea libertății circulației și multe alte aspecte ce țin de drepturile omului nemijlocit în această regiune. Avem toată deschiderea pentru a ne mișca pe acest subiect, inclusiv și pe temele care le înaintează Tiraspolul, pentru că noi conștientizăm că orice decizie vine în interesul cetățenilor ai Republicii Moldova și orice soluție va fi pentru viitoarea regiune din cadrul Republicii Moldova. Pe subiectul organizării rundii 5+2, noi aici suntem practic de aceeași parte cu majoritatea partenerilor externi, care insistă asupra necesității organizării unei runde de negocieri în format 5+2 cu condiția existenței unor posibile soluții tangibile, soluții practice la problemele existente. La momentul de față suntem practic la un pas de a găsi o soluție pentru redeschiderea podului de la Gura Bâcului, care ar reprezenta, spunem, restabilirea coridorului sau drumului cel mai scurt de la Chișinău la Odessa. Această soluție ar fi în interesul și agenților economici și a populației din regiunea transnistreană și dacă această, spunem, propunerea Chișinăului va fi susținută de Tiraspol, nu exclud că în timp de 2-3 săptămâni vom avea o rundă de negocieri în format 5+2, unde am putea să punem punct la această problemă și să trecem la implementarea ei practică. Acesta ar fi și un gest simbolic important, redeschiderea unui pod, dar în același timp ar fi și în beneficiu, cum am spus, și a populației și a agenților economici, din punct de vedere a relațiilor comerciale economice, cât și din punct de vedere a libertății circulației. Abordarea Chișinăului este una coerentă și de perspectivă. Noi luăm în considerație faptul că reprezentanții Tiraspolului la moment nu sunt gata de careva negocieri politice serioase pe elaborarea unui statut, respectiv noi utilizăm acest timp în direcția schimbării status quo-ului existent în teren, în încercarea de a liberaliza acel regim de vize pentru locuitori, în încercarea de a extinde accesul la cetățenie pentru populația din regiunea transnistreană, a oferi beneficii pentru agenții economici, în același timp pentru a securiza frontiera de stat moldo-ucraineană, inclusiv pe segmentul central al frontierii, și multe aspecte ce țin de acest lucru. Vreau să vă asigur că astfel de acțiuni, în clipa în care ele vor fi conjugate în efort comun de toate autoritățile, pe toate domeniile, vor contribui la un proces de negocieri politic mult mai ușor, pentru că vom fi doar la o jumătate de pas de soluție finală de reintegrare a țării. Respectiv, noi vom continua aceste eforturi graduale, poate pași mici, care vin în favoarea populației și agenților economici și vom încerca ca aceste schimbări să devină irreversibile și să apropie reintegrarea. Noi trebuie să obținem așa o soluție care să fie în favoarea tuturor cetățenilor, a întregii Republicii Moldova, statul Republica Moldova să fie unul viabil și funcțional. Din acest punct de vedere, poate și mai bine să nu ne grăbim, să ne grăbim încet, dar soluția să fie una bună, să fie una bună pentru toți și să avem o perspectivă și un viitor european pe ambele maluri ale Nistrului. Status quo în perioada din 92 până în prezent, putem să spunem că el a degenerat în defavoarea autorităților constituționale și vedem că situația și accesul și multe alte aspecte ce țin de drepturile omului în regiune s-au înrăutățit. Respectiv, scopul nostru principal să facem un revers a acestor acțiuni și să încercăm să restabilim acele momente care au fost, spunem, în timp încălcate. Respectiv, în clipa în care reușim acest lucru, soluția va fi destul de aproape.